Bă, vorbesc. Am încredere în tine că poți mai mult de atât. Da, uite, știu. Doamna Andreea, ea vorbește de un om care vrea să o dea. Nu, eu... A, conștientit. Uite, greșele alea. Ce s-a dus. Bravo lui că s-a dus. Tu vorbești cu alte fete, apropo de vorbit. Da, întreabă, ia întreabă. Tu vorbești cu alte fete? Păi nu, ce... Nu te mă, nici nu te mai bag în seama. Ce te treabă, că nu auzi, nu auzi. La tău. Du-te, bă, că m-am plictisit de asta. Urât. Hai, du-te la ăla, du-te tare. Nici bine, nu mai bagă vorbește cu ștanul de 15 ani din tine acum. Altceva? Întreabă-l. Hai, cu vorbești cu alte fete? Vorbești cu alte fete? Da, să fii vrea să se petrece în casă lui, că altceva. Te-a prins? Am eu o fostă forță de-a mea, care când auzi, am unul mai forță. A fost în semifinal la Vocea României. E mai forță ca el de 1000 de ori, mai forță ca el! Una, nu mai... Deci trebuie să aduc o poză. A vorbit cu Feli Donose. O să vedem. Arată de... O fostă forță. O să vă pun o întrebare. Te-a prins Roxana vorbind cu fosta forța? Nu. Eu am prins-o cu fostul, dar ea nu m-a prins. Nu mai ai prins vorbind. Și de unde vorbești? Nu te-am prins. De unde ești? Hai, tu liniștită, te-am prins. Păi da, a scris una, fii atent. Pe Instagram. L-a blocat pe amândouă și apoi mi-a scris mie pe Instagram meu aia. Deci, l-a blocat deja acolo pe toate trei, știi? Da, mă. Și mi-a dat seama, da. Păi și tu. Da, mă, hai, ne auzim noi. Ne auzim, la revedere. Ce ai turcu? Și s-a întâmplat, de-aia vorbești de fostul, de laudă pe ăla, zici că a fost Dumnezeu ăla pe care îmi capi. Eu măcar vorbesc de o persoană, nu de 10. Ha, da, pe el l-a deranjat. L-a deranjat. Marius a zis, ai o mină de aur și oarecum a zis, nu, 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 am avut ceva mai bun. Da, 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 de 1000 de ori mai știi. Nu vezi valoarea lui Turcu. Ciocanele astea au femeie valoarea lume. Tu mai implici alte valoare când vorbești cu altele. Valoare, valoare, mină de aur și în mine sunt mai multe găuri de aur. Tot ce a crezut el. Da, și în mine. Ore de aur, fetele, da. Hai, du-te la fostul, tu-și tare, tu-și tare, du-te, du-te unde vrei tu, fetele lui. E un bărbat care a oferit respect, respect, ce, eu n-am mai văzut până acum, toți care au fost, s-au bătut, au făcut ce a făcut, da, tu n-au respectat-o. Aici, da, nu e primul care oferă respect, care oferă stabilitate, aia care o iubește necondiționat. Wow, care e drept, e alea corect. Alea n-au fost relații, wow, ca să o idolatrizează, o iubește, o divinizează, ce să facă mai mult un bărbat? Poftim? Am ajuns să fie el modelul meu de... Serios? Dar el că vorbește cu toate și eu îi accept și tac din gură. Ce model e, mă, de bărbat? Ce model de bărbat? Că vorbește cu toate... Să nu vorbesc eu cum. Te numesc fetele alea, înțelegi? Eu l-admir din punct de vedere. Admir că poate să o ierte, poate să o ierte când face prostii și face... Da, mă, da, ce vezi în emisiune, da! Da, ce vezi în emisiune, da. Păi dar ce face pe la spate că vorbește cu altele, nu vezi. Roxana să toacă ca o fraieră și ca o proastă. Da, 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 da. Vorbim doar de emisiune, nu-mi permis să vorbim. Da, 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 da. Nu ne mai, nu n-a auzit. Da, pare rău. Să vorbească și eu zic, oh, așa ca fraieră, eu zic, poate să vorbește. Ia stai puțin. Păi mă enervează deja când îl vede numai pe el. Da, cumva, asta vedem. Păi da, asta vedeți aici, dar hai să venim cu telefoane să vedeți exact cum se treaba. Că stai, eu să accept să vorbească asta cu altul. Da, facem altfel. Da. Filmează-l și aduci material aici. Asta nu e telefonul lui, păi, serios. Până acum a apărut doar din partea ta. Da, pentru că nu se văd mesajele lui și pentru că șterge și eu pic de fraieră. Pentru că eu arăt aici, nu se vede ce face în spate. Dar de ce fetele cu care el a vorbit nu au venit în față? Nu au publicat mesaje? Dar de ce să pun în față? Dar îmi scriu mie fetele și stau să le blocheze pe fetele alea. Lau-ți pe fostul înapoi. Ce vrei, mă? Băi, Mahalau, du-te la fostul înapoi. Du-te tu la fitness-ul tău. Las, că mă duc la fitness decât să stau cu tine, băi, fostul. Du-te, că toate scriu ție, măi, șmechere. Fostele mele, stau cu... Da, du-te la fostele tale, măi. Lasă, că stau cu două, trei prin picioare. Tare, ești mecher dacă știi să ții una, nu 10, stai niște. Da, lasă, că te-am ținut pe tine și te-ai dus tu la... Lasă, că te-ai dus tu la mai multe, stai liniștit, cât am stat eu, ok, te-ai dus tu la multe, da, fiind eu, ok. Tu ce faci aici? Păi ce faci, mă, tu te-ai dus la o grămadă în spate, vorbești cu foarte multe femei, de ce? Cum? De ce vorbești cu femei? Pentru ce vorbești? Tu de ce te jucai cu alții? A, deci recunoști că vorbești, da? A, deci recunoști că vorbești, da, da, tu ai voie să te joci. Băi, frate, știi ceva? Nu mai aveți doar pe unii oaia. Pe unde vorbești, la câte chinghit, i-a urat ca fraiera, înțelegi? Cum faci? Cum vorbeai de fost? Da, și feste. Da, e normal, tu vorbeați. Da, bă, e normal să vorbeați. N-ar fi normal, Mariu, să vorbească acum. Poate nu-i normal, dar dacă eu vorbesc cu alții, e normal să vorbesc și cu altele. Care alții, bă? Nu am vorbit, că am greșit în emisiune. În emisiune, dacă ai vorbit cu ăla, eu zic, mă?
Ce vedem? Probabil greșim, na, da, spune toate. Vedeți, cel mai periculos pentru relație este să vorbești cu ultimul sau cu ultima. Cum o să vorbești cu fostul? Bă, frate, dar cum să vorbești cu fostul? Mă enervați deja. Care fostul am vorbit eu, frate, că mă enervați? Când am vorbit eu cu fostul? Acum, două minute, cinci minute. Dar e suficient că lauzi, Roxana. Numai ce ai zis că e o mine de aur mai mare. Andreea care iubit actuală nu e așa specială ca Roxana care mi-e fost. Stai tu cu minte, că am împreună. Am avut eu bărbați, așa ești tu lui maică, dar stai tu cu minte, că ăla era nu știu cum. Du-te la ciobanii tăi ăia, că te... Tu-i aici, Ricardo. Du-te la bus. Gata. Turcu, hai să revenim la Cătălin. Erau mai multe persoane. Așa. Eu zic pe Cătălin să luați doamna Andreea, că el e mai că n-ați vrea pe niciunul, că mă enervez deja. Am vorbit aici în lipsa ta, Roxana. Da. De faptul că Gabi nu era atât de periculos. Așa. Din punctul lor de vedere. Cine e periculos pentru el? Că nu înțeleg. Cătălin. Ce pericol? Pentru ce e Cătălin? Eu zic Cătălin e cea mai măsură să vorbească. Dar cu ce e Cătălin pericol? Eu din calitate de fost îi pot da sfaturi. Te auzi? Da, poți sfătui. Și iată cum, treabă cu altcineva după de aici, doar o zi, în 10 minute, ta. Nu mai faceți nuntă la vară. Da, dai seama. Fac altă dată. Păi, mă credeți că doar Turcu credea în nuntă? Era singur doamna Andreea la nuntă. Lăsați-mi fătea nuntă cu fostul. Îmi pusese și concediu în perioadă. Da. Nu. Nu, Turcu zicea mai cu tine, dar o, se fura mireasa la 12. Da, s-o fura mireasa. Cine o fura? S-am luat locul. Nu știu. Mama. Am avut un material foarte frumos în gală, în care vă jucați aici în bucătărie, când ai băgat în loc să bagi prăjitorul. Oh, de... da, cred că l-a văzut și ea. Da, îl știu, bolă. Nu l-a văzut. Ca la fraier. Nu. Din iubire. Da, nu, ca la șmecher, normal. Că e... s-a atins sau... Păi a zis e... că atingerea lui. Așa. Da. A, da, da, bravo, da. A fost ceva, a fost un material ca, da. Care a fost... Păi da, știu. Da, și eu tu, dar crezut că-i fost. I-a zis că din iubire, nu știu Roxana, ce. Roxana, crezut că-i fost. Roxana, serios acum, dar nu te-am atât. Aaa, de la Rota Livian. Ai simțit vreo mânguiere, soară. Când, Andreea, când a trecut pe lângă mine aici? Nu, no, aici, la bucătărie. Bucătărie? Da, pe... M-am dus post, pe... No, când a venit Diana, că ce faceți voi aici, mă? Băi, doamna Andreea, era în aceea zi... Pe partea dreaptă. Acolo nu mai puteți să o întrebați. Am atins eu pe ea vreodată. Că zic foarte simplu. Ceva de genul, dar nu știu. Pofund, nu cred că te-ai atins, păi, dar nu cred. Dacă era știa și recunoștea, n-am atins-o. Am făcut așa în loc să treacă gen. Hai mă, du-te sau ceva de... Da, se vede în imagine. Nu cred că m-a atins băiatul ăsta în zona aia. Păi nu. Doamna Andreea, a fost ceva de genul. El întinde mâna, nu știm dacă a ajuns. Noi, doamna Andreea, a fost ceva de genul. Dar ce nu simțea că mă atingea, doamne, ferește. Hai mă, treci. Da, hai mă, treci. Da, dar nu m-a atins pe mine omul ăsta în zona aia. Cum ar fi să mergem așa pe stradă? Dar nu am atins. Bărbații își facă loc dintre femei așa. Doamna Andreea, dar cum să mergem taxi? Nu mai așa. Păi asta zic. Hai mă treci, hai mă treci. Nu mergem așa. Nu facem asta. Dar nu ai să mergem taxi. Nu. Nu facem asta. V-ați comportat normal? Ați glumit? Ați râs? V-ați simțit bine? Și? Și la un moment și dat nimic, dar nu m-a atins în zona aia. De asta nu știu, te întreb. Nu, eu vă zic că nu, că dacă era să fie așa, eu știam. Eu v-am zis, doamna Andreea, că n-am atins-o și nu e că singur atingere a fost la trecut până de mine aici cu mâna așa. Și nici nu mi-am dat seama, dar n-am avut intenție să fac vreun gest în sensul ăsta. Dar nu m-ai atins, frate, acolo. Știu, că am zis că nu te-am atins de când nu erai tu aici dinainte. Spuneai mai devreme, Cătălin, că ai ales să nu-i spui lui Turcu. Că ce? De mesajele pe care ți le-a dat atunci Roxana, tocmai pentru că ți era hai că ăsta e ultimul și îl încheiem. Da, da. Da, stai, stai. Păi depinde de voi. De voi depinde, nu de mine. Depinde de noi. De ce mesaje ți-am dat? Când mai pe care le-ai arătat doamnei Andreea. Da, ce mesaje? Nu mai mă face. Da, da. Astea sunt mesajele. Da, asta. Păi le-ai arătat nu fatul. Da, le-ai arătat. Ce spuneai, Cătălin? Nu am vrut să-i spun lui Turcu. Că ce? Nu am vrut să-i spun la Turcu, că eram sigur că Roxana, aici de față, are capacitatea de a-l întoarce în puțin. Cu ce-l întoarce, mă? Ce mesaj era așa, mă? Să mă cert eu cu el pentru niște mesaje în care ea mă jură că eu am făcut... Tu nu ești fost. Alo, Ioie, dacă era să greșesc în mesajele alea, înțelegi? Pentru că eu i-am zis doar, votează, nu, de ce mă... Atât! Eu n-am spus altceva în mesajele alea, înțelegi? Da, draga mea, stai liniștit. Păi stai tu liniștit că eu chiar n-am vorbit nimic cu au mesajele alea. E tot ok, s-a lămurit situația, nu-i problemă. Stai tu liniștit. Ce nu trebuia să zic de fost? Nu, vorbeam de greșeala care a fost că a greșit Roxana când a zis că... Da, să-și dea seama. Fostul. Azi, fără, nu, oricum. Nu, ziceam de mocanul, că asta 200 de ani. Da, dai să faci comparație între fostul și actualul. Da, da, frate, și mine mă deranjează că zice de fost, și de nu știu ce a avut 8 luni sau
mă enervați deja. Pe mine nu mă enervează, când zice de altele. Îl provoci, Roxana. Dar mă vedeți numai pe mine, vedeți și pe mine ce. Dar nu face nimic în casă, să da, și când zice de azi zis de fost, Ana. Asta ai zis tu prima. Da, bine. Mai zis tu prima. Hai de gata, că deja mă doare cap. Păi nu cu mine, mă, cu tine. Da, bine, Roxana, și doare cap. Oricum. Da. Tu ai lămurit cu Cătălin povestea, nu? Da. Da, doamna Andreea, colegul meu de cameră. Ah, iară, îmi suferă. Paranteză. Au o prietenie? Sunt coleg de cameră și atât. Atât? Da. Cum? De sală. Cum? Crezi că Cătălin te place sau te-a văzut o clipă? Cu adevărat? Nu știu, nici nu vreau să mai vorbesc despre treaba asta. Chiar mai vreau să te rog. Păi nu, Cătălin nu-i fost, nu poate să-și dea argumente. Tot s-a interpretat, pentru că am început să râdem amândoi când ne dau una celălalt. Și cam atât, că n-a fost nimic cu au ca să se întâmple. Înțelegi? Și nu are ce să se întâmple vreodată între noi doi, pentru că nu. Cu asta a rămas setat. Cu ce a fost? Da, fătul, doamne! L-ai ridicat-o, Stăvi. I-a ridicat-o la fileu, cum ar fi. Cum? Da. Ce? N-am înțeles. Nimic, nimic. Nu te ridici la nivelul fostul, de aia nu poți să-ți dea argumente. Fostul e... Dacă îmi vorbea femeia mea despre fostul, morcam pe bloc și... Da, fosta lui forță. Cum, Cătălin? Dacă vorbea femeia mea că e fostul face și drege, doar dacă îmi pronunța numele lui, morcam pe bloc și... Da, dar nu era tu în discuție, stai liniștit. Ce, despre ce? Stai liniștit acolo, că n-ai ce trebuie. Stai tu liniștit, că tu nici nu ai discernământă ce vorbim. Da, tu ai destul. Adevărat că nu pentru ceea ce ai făcut, tu ai destul, da. Forță, fosta, forță! Wow, dale acolo, acum degeaba faci tu stamatorile astea, că tot tu te faci... Simulează. Oricum, dacă Roxana își face repede, repede o relație, nu există așa ceva, eu o să plec. Eu oricum mai sunt cu el, cum am spus, dar aș vrea și eu o nouă relație, oricum e fostă pentru mine. Oh, e dragon. A intrat o mată în urmă. Vreau să știu, la fel de fostă este. Forță, forță sau fostă? Chiar e forță, nu e la nivelul lui fostă aia. Da. Nici tu la fostă niciodată! Niciodată! Ia uite ce bucurie ai în suflet și vorbește fostul, Roxana. Păcat că fostul a vrut să... Eu n-am vrut. Așa e diferent. Păcat că fostul a vrut să... Așa e diferența, niciodată. Da, eu după 4 am mai spărțit și s-a dus și ales alt drum. S-a dus și azi, Roxana, dacă nu faci asta, ne despărțim și a ales ai despărțirea, că n-a rezistat. Marius, se despartă, nu a făcut. Puneai că dacă tu ai fi fost în locul lui Turcu, aolo, că vorbești. Și dacă ți-ar fi greșit atât de mult Roxana, ai fi dat cu ea de pământ. Aolo, dar cine zici tu, băiatule? Da, nu, ziceam că... Am să-i dau dreptate, că l-a adus la disperare. Da, dacă și el pe mine te vorbește, vă promit că nici înseamnă unul mai bag pe specii mei. Dacă nu știu că tu vorbesc, Roxana, mă! Roxana! Da, serios, dacă-l vedeți numai pe el. Roxana, bă, nu zici nimeni. Tot era fost cu el. Gerbi. Nu înțeleg nimic, nu. Dacă taci, poți să-și auzi. Da, vorbește și care borcan la gură. Marius, spuneai că dacă tu ai fost în situația lui Turcu și Roxana ți-ar făcut ție asta cu Cătălin, toată povestea, ai fi dat cu ea de pământ. Nu, a zis dar că nu a cred că m-am exprimat așa. Eu, ar trebui să dau cu el cu capul de pe... Da, ba da, exact așa. Cât te vorbește, da, exact. Wow, da, ajuns așa să fie de acord cu Turcu, da. Pentru cu ea de... După ai asta era ideea, că am ajuns să fiu de acord cu el la anumite chestii. Da, da. Dar bine, poate fi așa de pământ la sensul figurat, nu neapărat la pământ. Am permis, că m-am băgat între voi și îmi permis să spun că da, are dreptate și că o merit în momentul ăsta. Da, și el, și el merită cu cât te vorbește, da, da, așa e. Da. Poate fi și la figurat, acest dat de pământ. Nu doar nu. Exact. Pe la figurat. Vorbim la propriu. Nu. Pe stradă, măi. Stai liniștit. Stai liniștit. Forță! Forța Steaua! Hai, du-te la... Și ceva? Du-te... Forța, forța forțelor, înțelegi? Da. Nu mă băga în seamă, își vezi...